Hei și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi plecăm în Mykonos. Am plecat de la aeroport și mergem spre hotel. Bună dimineața! Bună dimineața! Bonjour! Mergem spre hotel acum, să ne cazăm. Mi-am primit aici rezervările. Suntem la masă, luăm masă aici împreună cu toții. Și după aia mergem să ne bronzăm acolo, la piscină. Ce flori drăguțe, zine ceva. În sfârșit mănânc și eu salata grecească din Grecia. Adevărat. Mamă, trebuie să vă filmez, asta este un apus minunat. Este efectiv super. Nu se vede atât de frumos pe cameră, dar este un portocaliu roz, așa. Suntem pe străzile din centrul Mykonosului. Sunt tot felul de magazine drăguțe și restaurante. Nu se pare frumos. Ba da, ia întoarce-te. Wow, that's a hat. Bună dimineața, suntem a doua zi în Mykonos. M-am trezit cu această vedere superbă. Merg acum la masă cu părinții mei să luăm micul dejun, iar apoi o să mergem pe o plajă din Mykonos, să stăm la plajă, să ascultăm muzică și să vă filmez totul de acolo. Asta este plaja. Γεια σας από την Μύκονο. Deci suntem în stâncă. Este genial. Uite așa drăguț. Este complet într-o peșteră. Este super. Este genial să stai să mănânci într-o peșteră. Ieșim și pe ceilalți care vin acum și ne comandăm de mâncare. Am ajuns la Namos Beach, mergem să facem plajă și să dansăm, evident. Suntem la plaja Namos. Mergem să dăm o tură prin magazine, apoi ne întoarcem, mâncăm și începe petrecerea. Am ajuns în oraș și gătăm cadoul lui Ares, pentru că este ziua lui. El a rămas la hotel și noi îi căutăm un cadou. Acum, cred că o să-i dăm acești pantaloni cu Make Money.
Large. Și o cămașă din in. Și eu cred că iau o pereche de ochelari. Ne-a pus niște baloane pentru ziua lui Aris. Suntem toți la masă. Bună dimineața! Astăzi plecăm spre Mykonos, spre București. Este ziua lui Aris. La mulți ani! A făcut 16 ani. Mergem la masă să luăm micul dejun. Apoi dacă mai apucăm, mai stăm o oră la plajă. Și plecăm spre aeroport. Să vă arăt ultima dată această vedere minunată. Gata, ne-am îmbrăcat și plecăm de la hotel spre aeroport. Pa! Ne vedem la anul, poate. Sau mergem în altă parte la anul. Nu știu. Dar gata, s-a terminat vacanța. Mergem la recepție să facem check-out-ul și mergem spre aeroport. Ne-am urcat în autobuzul care ne duce la avion. Și plecăm spre București. Zici ceva, ești trist, da? Sunt tristă, nu. Dar mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult, aș mai fi stăla așa de câteva zile. Dar e ok, mă sac la Ibiza. Gata, m-am luat mare de la aeroport, este acolo, am mers să plătească parcarea. Și asta a fost vacanța mea în Mykonos. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și să-mi lăsați în comentarii care este locul preferat pe care l-ați văzut pe vlogul meu sau ce v-a plăcut cel mai mult din ce am făcut în Mykonos. Iar ne revedem în următorul meu vlog. Vă pup și vă iubesc!